Ploaia asta, nici durere, nici lacrimi, nici plâns. Este bine, dacă în fratele Relu, pe linii cu glasare, să mulțumim Domnului. Pentru că apostolului până prezent îi mulțumim și cerem ajutorul Domnului. Îi invităm să vină la aparat. Dar am dorit să-ți mulțumim că și aceasta este o binecuvântare să putem fi alături de toți acei care sunt semănați în țărâna Părintei. Și în aceste momente dorim să-ți mulțumim frumos, să te binecuvântate, suntem aici cu lacrimi în ochi, cu dureri în inima, dar nu suntem fără nădejde, ci suntem cu această nădejde în inima noastră, că va fi o zi a reîncărnării și cunoaștem cu toții, știm cu toții că nu este departe această zi, pentru lucrul acesta te rog, fii tu mângâiere pentru familia aceasta mult atristată. Te rog să binecuvintezi această soră, această soție, Doamne, acești copii, care astăzi poate nu înțeleg multe lucruri, dar când vor întreba de tatăl lor, tu să fii cuvinte de mângâiere în inima și pe buzile acestei mame, să poată rosti că el este la tine, Doamne, și dacă vor sluji, dacă vor căuta să rămână lângă tine, vor fi în ziua aceea împreună cu toții. Tată din cerul, te rugăm frumos, ajută-ne și pentru noi cei care suntem aici. Să conștientizăm faptul acesta, căci locul acesta sau ceasul acesta, Doamne, ziua aceasta este inevitabilă pentru noi. Și toți va trebui să părăsim pământul acesta, toți va trebui să ne înfățișăm înaintea scaunului judecat, înaintea ta și să dăm socoteală de orice lucru pentru aceasta ajută-ne, ca în ziua aceasta, locul acesta, toți, să ne oprim din mersul nostru, din alergarea noastră și fiecare dintre noi să ne cercetăm viața noastră și faptele noastre, Doamne, să vedem cu ochii noștri, pentru unii viața este mai lungă, pentru alții, așa cum se vede, este mai scurtă, dar ajută-ne ca fiecare dintre noi să ne silim, să punem la inimă cuvântul Tău și cuvântul Tău să aducă roadă în viața noastră, Doamne. Te mai rugăm frumos să binecuvintezi frații care vor vesti cuvântul Tău, frații care vor sluji înaintea Ta, cei care vor cânta, Tu să fii și să lași cuvânt în inima lor și pe buzele lor și pentru noi. Toți cei prezenți din locul acesta să ne folosească pentru mântuirea sufletului și nu pentru mărturie, Doamne. Ajută-ne să ne întrețim, ajută-ne să fim aceia care să căutăm, să fim plăcuți înaintea Ta. Încă o dată te rugăm, fii alături de această familie mult încercată, Doamne, și Tu să fii mântuire în dreptul lor și sprijinul copilului, Tată din ceruri. Te-a rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Am dorit ca în continuare să mai cântăm cu o cântare spre slava Domnului. Și prin fratele Zică de la Burdujeni să auzim mesajul Evangheliei. Apoi mai cântăm o cântare și fratele Cornel de la Mitoc să ne vorbească din cuvântul Domnului. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Ce nu căști
Sensibilitate din pricina acestui eveniment ca multă asistență de frați credincioși, consăteni și alți oameni care au dorit ca să simtă durerea acestei despărțiri. Ne aflăm și noi în aceste momente și mă gândesc la un lucru pe care Domnul Iisus îl spunea, că eu sunt învierea și viața. Că dacă ar fi murit cineva și crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Pentru că omul nu este format doar din trupul acesta pământesc, care este o țărână trecătoare, ci el este format din trup, duh și suflet. Și toate aceste lucruri arată că omul, zilele lui sunt de 70 sau de 80, sau poate să moară oricând, dar cel mai important este să fim întotdeauna plini de o dorință ca să-L cunoaștem pe Cel ce este învierea și viața, adică pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus într-o împrejurare spunea că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care L-ai trimis tu. Vedem că pe pământul acesta au fost circa 6.000 de ani în care oamenii au trăit și vedem că prin acest păcat adamic omul a căzut de la viața pe care era în el, din această legătură de prietenire cu Cel ce era viața, adică cu Dumnezeu. Și vedem că de-a lungul istoriei Dumnezeu își alege oameni cu care dorea ca să reabiliteze starea omului, să ajungă înapoi la viața veșnică. Și vedem că cea mai mare lucrare care s-a produs
De-a lungul istoriei este că Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu ca să moară, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și vedem că planul acesta de mântuire a fost, așa cum s-a auzit cuvântul lui Dumnezeu astăzi, a fost un plan greu de purtat pe umerii Domnului Iisus. Așa cum se amintea că om al durerii, obișnuit cu suferința. Și aș vrea să spun că moartea aceasta fizică, trupească, cu toate că este așa ca cum ar veni într-o zi când toate lucrurile sunt așa ca de vară, frumoase, și deodată se stârnește o vijelie, o furtună, viituri de ape și nenorociri, tot așa este și cu această moarte fizică. Mi-aduc aminte că acum aproximativ aproape 10 ani aici în acest cimitir am îngropat pe sora mea dragă, pe Mihaela Bardan, și tot așa într-o situație tragică. Și vedem că omul nu este stăpân peste suflarea lui, dar aș vrea să spun că planul acesta de mântuire pe care Domnul Iisus l-a adus pe pământ este un plan măreț, pentru că El este Domnul și Mântuitorul întregii lumi pentru cei care cred în El. Și dacă aș vrea să ne aducem aminte de o lucrare pe care se desfășoară în acest cuvânt al lui Dumnezeu, vedem un fir care îl ține pe om peste tragedia morții fizice, este credința, pocăința și lucrarea aceasta pe care Dumnezeu a lăsat-o în om, pe care cuvântul lui Dumnezeu o arată despre Duhul Sfânt pe care omul trebuie ca să fie însoțit, ca la plecarea aceasta de pe acest pământ să poată să se bucure de împărăția lui Dumnezeu. Și avem așa un cuvânt din partea Scripturilor la Romani, unde cuvântul lui Dumnezeu spune: și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, și trupurile voastre muritoare vor învia și vor fi nesupuse putrezirii. Vedem ce minunată făgăduință. De-a lungul istoriei vedem că mulți oameni au trecut, chiar și cei care au fost plăcuți lui Dumnezeu, așa cum a fost un martor al credinței, Daniel. Și arată cuvântul Domnului că ce solii care au vorbit cu el au spus că tu du-te, Daniele, și odihnește-te. Și vedem că în vremea aceasta acest cuvânt pentru cei care sunt morți, există o odihnă pentru toate ostenelile, pentru toate lucrurile care noi le facem cu dăruire pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru lucrurile care rămân veșnic în picioare. Domnul Iisus spunea că eu sunt calea, adevărul și viața. Și vedem că sunt atâtea căi, atâtea lucruri pe pământul acesta care ar putea să ne abată privirile de la Cel care este calea, adevărul și viața. Dar totuși există atâtea căi pe pământ care pot înșela inima noastră. De aceea am găsit în cuvântul Domnului spus: păzește-ți inima mai mult ca orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Vedem că în locașul acesta al inimii noastre poate găzdui cel mai important cea mai importantă persoană cerească, adică Domnul Iisus, Duhul Sfânt. Și vedem că trupul acesta este un templu în care
este contemplat de Dumnezeu ca să locuiască Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și dacă moartea aceasta face ca să se întrerupă trupul acesta de Duh și Suflet, vedem că nu este o tragedie eternă, ci este o tragedie de 50 de ani, de 100 de ani pentru copii, pentru nepoți. Dar vedem că cea mai mare durere este pe moment, dar cea mai mare bucurie este că noi suntem creați ca să moștenim împărăția lui Dumnezeu și vedem că Domnul și Mântuitorul nostru este Cel care zilnic ne poartă povara vieții noastre. Aminteam așa că așa să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură care vorbește despre într-un psalm și spune așa: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării, s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții, este un râu al cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinței celui preanalt. Dumnezeu este mijlocul ei, ea nu se clatină, Dumnezeu o ajută în revărsarea zorilor. Vedem că la cârma tuturor lucrurilor, Stăpânul și Domnul Universului întreg este Dumnezeu Tatăl, este Domnul Iisus Fiul și Duhul Sfânt. Și vedem că, aș vrea să spun așa și să menționez că am trăit în acest sat împreună cu această familie Andriesei, cu acești copii, ne-am cunoscut mai mult ca în satul acesta, pe plaiurile Latinei în Italia. Și aș vrea să spun că ne-am împărtășit durerile, necazurile, suferințele, problemele vieții împreună și parcă mă doare acest lucru că au rămas acești copii orfani. Totuși, vedem că, așa cum s-a pomenit, Tatăl tuturor celor orfani este Dumnezeu, Tatăl din ceruri. Ne doare pe fiecare, dar durerea noastră nu este o durere veșnică, este o durere în care vedem că, așa cum de multe ori cei care au plecat, așa s-au amintit lucrurile acestea, dacă ne uităm, după atunci când se întunecă văzduhul cu nori negri, vedem că mai apare dintr-o dată și soarele, apare și un soare care luminează cu toată puterea lui. Vedem că Domnul Iisus a venit pe pământ ca un adevărat soare care s-a declarat și a spus că eu sunt lumina lumii, soarele mântuirii și a izbăvirii tuturor oamenilor. În vechime era un proroc, Moise, care se spunea, Dumnezeu a dat directive cu privire la izbăvirea poporului Israel din țara robiei din Egipt. Și omul acesta era un mare proroc și spunea despre venirea Domnului Iisus. Prevedea cu mulți ani înainte despre lucrarea aceasta care s-a împlinit acum 2000 de ani și spunea că va veni un proroc ca mine. În scurgerea vremurilor se va arăta un proroc ca mine, de el să ascultați. Și vorbea despre această menire pe care Domnul Iisus a arătat-o pe pământ. Vedem că era un ținut din Israel, Galileea neamurilor, țara de dincolo de Iordan,
care era în întuneric și al umbrei morții și vedea o mare lumină despre Domnul Iisus, arăta cei care locuiau în întuneric și în umbra morții. Vedem că pe pământul acesta, trăirea noastră de multe ori fără împărăția lui Dumnezeu, care este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, vedem că împărăția lui Dumnezeu începe de aici, din această viață, în inima credincioșilor, cu toate că făgăduințele sunt cu mult, mult mai mari în ceruri, în slavă, dar totuși ea se poate proba prin pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Mă gândesc așa că sunt foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți, întristați pe pământ și n-au nicio nădejde. Spunea prorocul Ieremia că Dumnezeu are gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să dea oamenilor un viitor și o nădejde. Și era vorba despre viitorul și nădejdea noastră, pentru că viitorul și nădejdea noastră este Domnul nostru. Așa cum spunea apostolul Petru într-o împrejurare, după ce l-a vindecat pe slăbănogul acela, și spunea: ca să știți toți copiii lui Israel că omul acesta se află de plin sănătos prin numele lui Iisus Hristos, pentru că el a fost arătat ca Domn și Mântuitor pe pământ. Aș vrea să spun că Domnul Iisus a vindecat mulți bolnavi, a înviat din morți, dar pentru că este vremea sfârșitului, când Dumnezeu vrea ca să arate oamenilor de pe pământ că în vremea aceasta nu este important numai sufletul nostru, numai trupul nostru, ci mai important este sufletul nostru. Aș vrea să spun că puține cazuri de învieri sunt în vremea aceasta, dar dorim ca să experimentăm prin trăirea noastră o înviere a morților, când Dumnezeu va hotărî ca să vină și să-și ia pe cei răscumpărați care au răspuns la chemarea lor printr-o dragoste, printr-o dăruire, printr-o bunăvoință. Și vedem că punctea aceasta de trecere a noastră din moarte la viață este credința și pocăința. Credința în Dumnezeu, în Domnul Iisus și în Duhul Sfânt. Credința aceasta duce la mari ridicări ale vieții noastre spre unele culmi ai împărăției lui Dumnezeu. De aceea dorim ca toate întristările din această zi să fie compensate de prezența Domnului peste această familie și peste toate rudenile lor. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze publicul acesta care în această zi a renunțat la alte activități fizice și a venit ca să ne întâlnim și să vorbim de lucrurile minunate care însoțesc viața veșnică. Aș dori ca să mă apropii de încheiere, dar dorim ca să spun că mai mult decât îi pasă unor oameni firești, unor familii, îi pasă lui Dumnezeu de sufletele noastre și El vrea ca să ne deschidă inima și să îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu și iubindu-l pe Dumnezeu să simțim cu cei care sunt îndurerați. Aș dori ca Dumnezeu să mai întoarcă la mântuire suflete care au nevoie ca să se bucure și în viața aceasta și în veșnicie împreună cu Dumnezeu. Aș dori ca Dumnezeu să lase sămânța Lui care este semănată și care nu va putrezi
Așa după cum arată cuvântul Domnului că cerul și pământul bordele lui și să bem din apa vie și din inima noastră să curgă izvoarele acestea care țâșnesc până în viața veșnică și aceste izvoare în fiecare zi din viața noastră să ne dea o nădejde și un viitor fericit împreună cu El. Doresc să mă apropii de această încheiere și doresc ca Dumnezeu să întărească această familie, să le dea cele trebuincioase atât trupurilor lor cât și sufletului lor și să facă ca zi de zi să se silească ca să poată să întâlnească odată cu darul Andriesei în împărăția lui Dumnezeu. Doresc și noi să ne sălim fiecare, să dăm năvală, pentru că împărăția lui Dumnezeu să ia cu năvală într-o vreme ca aceasta și cine dă năvală pune mâna pe ea. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga asistență cu dragostea față de împărăția lui Dumnezeu. Amin. Pământului se vor spuna unii
pentru o cară și rușine veșnică, iar alții pentru bucurie și slavă veșnică. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, nu-i capătul cimitirul, nu groapa pe care o vedem deschisă și va fi acoperită, nu aceea-i capătul și finalul, nu. Să citea și să vorbea seară din Ioan 5, 28, 29, Mântuitorul Iisus Hristos spunea, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când cei din morminte vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut bine le vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul pentru o cară și rușine veșnică. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să credem. Vedem atâtea morminte aici, credem că într-o zi vor fi deschise. Dacă oamenii printr-un act de deces ne șterg din evidența populației, Dumnezeu nu ne șterge, dragii mei. Noi rămânem în memoria lui Dumnezeu. El nu-i ca oamenii, El nu-i ca omul. Și El ține evidența la toți care au fost, care sunt și care vor fi, slăviți să fie numele Lui. Spunea Domnul Iisus, Matei 10 cu 30, și fierii capului sunt numărați. Fiecare om, fiecare om, și nici nu va mai fi, când familiile noastre vor fi întregite, când nepoții se vor întâlni cu bunicilor, când copiii se vor întâlni cu părinților, când toți ne vom reîntâlni înaintea lui Dumnezeu și vom fi împreună cu El. Slăviți să fie numele Lui. Vă rog să-mi permiteți să citesc ceva despre înviere. Și Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 15, fugitiv așa câteva versete, de la versetul 42, vorbește și spune, așa este și învierea morților, trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire, este semănat în ocară, și înviază în putere. Vă rog să mă scuzați, cred că am greșit. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Slăviți să fie Domnul! Credem așa? Amin. Se spunea despre această Evanghelie că-i veșnică. Se spunea despre ea în țările trecute că-i insuflată de Dumnezeu și e adevărată. Vreau să continui citirea de la versetul 4, mai jos, sărim câteva versete, de la versetul 47 vorbește Apostolul Pavel. Omul din tâi este din pământ pământesc, omul al doilea este din cer, cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământesc, cum este cel ceresc, așa sunt și cei ceresc. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților? Este că nu pot carnea și sângele
să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipială din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace nemurire. Slăvit să fie Domnul! La înviere nu va mai trebui lopată și hârleț ca să iasă de acolo trupul ceresc. Nu, dragii mei, puterea lui Dumnezeu, așa cum se vorbea acasă, toți acei care îs călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, îl ascultă și umplu în vremea asta călăuziți de Duhul Sfânt. Ei vor împia din pricina Duhului, slăvit să fie Dumnezeu. Duhul Sfânt e acela care face învierea, slăvit să fie Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca noi să ne pregătim, dragii mei, pentru adevărata viață. Cât e de scurt aceasta, nu știm cine urmează mâine, nu știm cine urmează poi mâine, dar știm, dragii mei, că noi suntem trecători, atât de repede li se duc anii și trebuie să mergem spre casa veșnică, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi n-avem aici ceva veșnic pe pământ. Ceea ce facem noi, casa aceasta, ceea ce construim pe lângă casă, e ceva temporar care într-o zi părăsim. De aceea, dragii mei, să nu ne legăm de ceea ce este trecător. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să rămânem credincioși Lui, cei care am aflat adevărata viață în Hristos, să-i rămânem credincioși, iar cei care încă n-au aflat adevărata viață, așa cum se spunea, Iisus Hristos e adevărata viață. În vechime Dumnezeu spunea lui Israel altădată prin Moise, alege viața ca să trăiești. Și astăzi se spunea Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă l-ai ales pe Hristos în viața ta, El e viața veșnică, dragii mei. Cu El rămâi în veșnicie dacă îl slujești ani pe acest pământ. Și spune cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel în Cartea Evrei, capitolul 4, versetul 1, să luăm dar bine seama. Oameni buni, viața trece, ani se scurt, ziua de mâine nu e a mea, nici a ta. Să luăm dar bine seama, atâta vreme cât rămâne în picioare, păgăduința intrării în odihna Lui, nici unul să nu se pomenească venit prea târziu. Iisus Hristos astăzi e Mântuitor. El cheamă pe fiecare și spune, veniți la mine. Veniți la mine cei trudiți, împovorați. Dragii mei, El e adevărata viață. Hai să-L îmbrățișăm. Hai să-L îmbrățișăm pe Iisus Hristos. Să-L ascultăm, dragii noștri. Dacă îmbrățișăm această Evanghelie slăvită, dacă ne îndreptăm viața după ea, această Evanghelie, Iisus Hristos, citim Apocalipsa 19, versetul 13, Ioan vede, îl vede îmbrăcat într-o haină înmuiată în sânge. Numele Lui e cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute, dragii noștri, cât trăim, cât trăim să ne facem socoteala bine, unde noi ne vom petrece veșnicia, care-i casa veșnică, unde noi vom ajunge,
dragii mei, veșnicie nu înseamnă 100 de ani, nu înseamnă 1000 de ani, nu înseamnă 10.000 de ani, nu înseamnă 1000 de mii de ani. Veșnicie înseamnă fără sfârșit. Dragii mei, să vor fi acasă, fiindcă atât de mult o iubit Dumnezeu lumea. El a salvat-o prin Iisus Hristos. Ca tu și eu să nu stăm în chinul veșnic, în iadul cu foc, împreună cu diavolul și îngerii lui. El a dat o salvare pentru toți oamenii, ca prin pocăință noi să scăpăm de chinul veșnic și să fim în slavă și în mărire cu Hristos, în raiul pregătit de Dumnezeu în cer. Doresc Dumnezeu să ne binecuvinteze, doresc Dumnezeu să ajute pe toți care suntem aici, nici unul să nu se piardă în iadul cu foc, și toți să ne împăcăm prin Evanghelie cu Hristos, prin credința în numele Lui, și să ajungem moștenitori împreună cu El. Dumnezeu să fie slăvit, doresc Dumnezeu să mângâie familia încercată, să mângâie pe frate, fratele Darius, care au fost cu el în tot timpul, el fiind mai mic din familie, au avut nevoie de sprijinul fraților mai mari. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Doresc din nou Dumnezeu să binecuvinteze pe sora Brândușa, să binecuvinteze copilașe care încă nu realizează așa de mult, dar ei sunt orfani și Dumnezeu și-a luat angajamentul că-i tata lor, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu și-a luat angajamentul că-i apărătorul văduvelor, slăvit să fie Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, doresc Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Lui mai departe. Și vreau să închei cu un cuvânt pe care îl spunea înțeleptul Solomon, Eclesiastul 12, versetul 13, teme-te de Dumnezeu, îi porunca lui Dumnezeu, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta e datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce la judecată orice faptă și judecata să vă face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, Dumnezeu să ne ajute să ajungem în rai cu El, să ne bucurăm în slavă. Amin. Cerul,
în numele Scumpului nostru Mântuitor, din locul acesta dorim să-ți mulțumim, Doamne. Te recunoaștem stăpân, tot puternic, a toate creator și singurul care faci tot ce voiești, Doamne. Ne supunem cu toată umilința voinței, hotărârilor, planului tău măreț și sfânt, Doamne. Iar în această împrejurare, Doamne, pentru tot ce Tu ai lucrat, noi dorim să-ți mulțumim, Tată din Cer. Dar să aducem o rugăciune la această lucrare, Doamne. Să Te rugăm, dorim cu toate să ai în vedere această familie. Doamne, când cu Te-a chești, Te-a fost plinge, Doamne. S-a spus glasul. Lacrimile, suspinile, amarul vieților, pentru că călătoria lor va urma pe un pământ plin de sârnicie, Doamne. Dar Tu știi că îi vei vedea și de aceea și în această privință îți mulțumim, Tatăl din Ceruri. Binecuvintează-i, Te rugă pe toți cei care au putut la față.